Vreau să încep cu prezentarea echipei noastre. Noi vom avea un consilier prezidențial, anume pentru pregătirea alegerilor parlamentare anticipate, un specialist adevărat, care a muncit 10 ani de zile, sau chiar mai mult, la Comisia Electorală Centrală, domnul Alexandru Berlinski. Stimați cetățeni, am ales să fac parte din echipa domnului Renato Usatăi, fiindcă ne aflăm la începutul unui drum important pentru viitorul țării noastre. Este un moment crucial pentru Moldova, un moment în care avem șansa de a alege un viitor mai bun, de a duce în fruntea țării un lider vizionar, pregătit să asculte și să acționeze în interesul fiecărui cetățean. Alegeți pentru voi, pentru familiile voastre, pentru viitorul acestei țări. Votați cu încredere Renato Usatăi, un președinte pentru Moldova. Din anul 2020 am spus clar că domeniul agriculturii trebuie să fie reprezentat de oamenii din acest domeniu. Consilierul prezidențial să fie din partea agricultorilor, ca deputatul în Parlament să fie desemnat tot de ei, ministrul agriculturii propus de ei. Agricultura, asta este viața lor, nu este doar o afacere. În fața dumneavoastră îl invit nu doar pe gospodar și lider agrar, dar și pe un patriot, domnul Sergei Ivanov. Am îndreptat ochii spre domnul Renat și spre echipa lui și spre ideile pe care dânsul urmează să le implementeze, tocmai că este singura persoană politică din această țară și la un moment este singura persoană politică care, uitați că se ține de cuvânt în ceea ce ține modalitatea de a asculta agricultorul, vocea lui și așa mai departe. Noi trebuie să arătăm că lumința la capătul tunelului este. La momentul de față, el este reprezentat de domnul Renato Usatăi. Șansele sunt mari. Luptăm împreună. Sănătate! Toți de mai mulți ani vorbesc despre sprijinul mediului de afaceri. În echipa noastră de mai mulți ani avem o doamnă care sunt sigur că va face nu doar față toate greutățile, dar și va fi susținută și aplaudată de tot mediul de afaceri din țară pentru demnitatea și profesionalismul ei. Doamna Olesia Vârtosu. La data de 20 octombrie, noi avem șansa unică să alegem un președinte care vine din mediul de afaceri. Știe ce înseamnă munca grea, riscul și responsabilitatea. La data de 20 octombrie, susținem împreună Renato Usatăi. Avem încă un coleg pe care mulți din dumneavoastră îl cunosc. Este un jurist care va fi tata justiției în Republica Moldova, o persoană care niciodată nu a fost implicată în ceva negativ ce ține de domeniul justiției. Domnul Igor Pohilă, vă salut! Nu știu, neefectivă. Настало время для перезапуска, перезагрузки нашей политической системы, иначе мы никогда не вырвемся из бесконечного и порочного круга сменяющих друг друга безответственных политиков. А для этого нам нужна ваша поддержка, чтобы 20 октября выбрать ответственного лидера страны Рената Усатова, а на парламентских выборах ответственную партию, нашу партию, чтобы всем вместе перезапустить нашу страну и вдохнуть в нее новую жизнь.